Fiind desesizați prin apelul unită urgență 112, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs la intrarea în localitatea Soceni. Echipa deplasată la fața locului a constatat cu ocazia cercetărilor că în timp ce un bărbat în vârstă de 34 de ani conducea un autoturism, nu a adaptat viteza de deplasare într-o curbă și a intrat în coliziune cu un imobil. În urma accidentului, un pasager în vârstă de 28 de ani a fost transportat la Spitalul Județean Reșița pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În prezent, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Fiind sesizați prin apelul de urgență 112, polițiștii au intervenit la un accident produs între municipiile Reșița și Caransebeș. Din cercetările efectuate de echipa deplasată la fața locului, a rezultat faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 61 de ani conducea un autoturism din direcția Caransebeș spre Reșița, nu a adaptat viteza într-o curbă, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o tânără în vârstă de 24 de ani. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a celor doi conducători auto și a celor doi pasageri de pe locul din dreapta față, toți fiind transportați la spital unde le-au fost acordate îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. Și în acest caz se continuă cercetările pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.